se pare un proiect extrem de interesant și îndrăzneț, pentru că, din câte știu, nu s-a mai întâmplat așa ceva în România, un proiect în care studenții, noi studenții care studiem în străinătate, să venim în România și să ne adunăm în diferite orașe ale țării și nu numai orașe mari, cum ar fi București sau Timișoara, ci și orașe mici, cum ar fi Tulcea aici sau Caracal. Și mi se pare extrem de interesant că putem să arătăm lumii ce am învățat în străinătate și putem să devenim cunoscuți sau să devenim recunoscuți prin munca noastră și să arătăm exact ce putem face. Să spun că am avut posibilitatea de a fi mult mai responsabil, de a fi mai serios, de a avea mai multă răbdare și îmi doresc din tot sufletul să arăt și publicului din România aceste lucruri. Să ne creăm cumva o interpretare originală pe baza unor interpretări deja consacrate. Surpriză, pentru că mi s-a facilitat să mă produc în fața publicului român într-un oraș unde nu am mai fost, n-am mai cântat și să mă produc pe scena Sălii Radu din București și Arcup. Este foarte important acest schimb cultural între ceea ce primim noi de la vest, din Occident, și ce putem arăta pe scenele României. Acestui proiect Cool Sound.
Mă bucur foarte mult pentru că după 6 luni de zile revin pe această scenă în România. Cred că este foarte important ca publicul românesc să își cunoască valorile și dacă e să ne gândim, până la urmă noi ne-am format aici și cred că este foarte important să venim cu noi idei, viziuni acasă. Pentru că ceea ce am învățat acolo ar trebui adus aici într-o manieră pozitivă și dezvoltată. A fost un privilegiu pentru mine să colaborez cu ei. Pe cei doi violoniști știu de mititei, pe Mircea chiar din clasele primare. Și așa cum promiteau, s-au ținut de cuvânt, au avut un parcurs extraordinar din punctul meu de vedere. Am simțit foarte dornici să se manifeste, să cânte și cu atât mai mult în țară. Bravo. Ca student, oriunde, român, în străinătate sau în țară, numai șansa de a concerta pe astfel de scene, sau la radio, sau Arcub în București, sau chiar, în cazul meu, la Alba Iulia, în Catedrala Catolică din Alba Iulia, e, pot zice, neprețuită, mai ales eu fiind student abia în anul întâi, șansa de a te afirma sau de a arăta încercările și munca depusă în anii de studenție, e o șansă extrem de valoroasă.